Tot mai mulți migranți trec ilegal fluviul Dunărea, iar Mehedințiul pare a fi poarta lor pentru a ajunge în România. În acest weekend, polițiștii de frontieră au depistat încă un grup de migranți, format din 6 adulți, dar și din 5 minori, cel mai mic având vârsta de doar un an. 11 cetățeni străini au fost depistați în acest weekend la malul fluviului Dunărea după ce au trecut ilegal din Serbia în România cu ajutorul unei bărci gonflabile. Aceștia au fost identificați de oamenii legii în apropierea insulei Shimian. După verificările efectuate, s-a constatat că migranții erau din Siria, Palestina și Kuwait. Cel mai mic membru al grupului de migranți avea vârsta de un an. În urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Crin Severin, a fost descoperit naval de insula Shimian un grup format din 11 cetățeni străini. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Siria, Palestina și Kuwait, 6 adulți cu vârste cuprinse între 25 și 37 de ani și 5 copii cu vârste între 1 an și 15 ani. Aceștia au declarat că au trecut Dunărea o barcă gonflabilă cu motor condusă de către un conațional. Grupul format din 11 migranți a fost condus la sediul poliției unde li s-a făcut triajul epidemiologic. Polițiștii de frontieră au extins verificările pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili întreaga arie infracțională.